vorbim în fiecare moment. Laura Codruța Chioveși nu mai este procuror șef DNA. Știm că a făcut solicitare, că își dorește să aibă în continuare protecție din partea SPP și toate beneficiile pe care le avea în calitate de procuror șef DNA. Nu mai este procuror șef, e un procuror de la Parchetul General, căruia i s-a găsit, înțeleg, o funcție foarte bine plătită cu 30.000 de lei cu aproximație, o funcție foarte bine plătită la o direcție. Acum apare o fotografie. Este în vacanță Laura Codruța Chioveși și un domn, Florea, pune pe Facebook o fotografie spunând că este de la Viena și făcând așa o șaradă, dacă vreți, legată de faptul că doamna Chioveși este singură la Viena. Luăm exact ceea ce afirmă acel domn, doamna Chioveși nu ne-a spus unde este, dar singură n-ar fi în acea fotografie. Și la ce mă refer? Nu mă interesează viața personală a doamnei Chioveși, ci mă interesează că are în continuare, cel puțin așa arată informațiile pe care le avem și fotografia, și vreau să o vedem în acest moment, are aghiotant de la SPP, pază de la Serviciul de Protecție și Pază. Aceasta este fotografia pusă de domnul cu șapca în prim plan. Nu ne-am dorit să facem reclamă acestei firme, dar asta este singura fotografie. Spune domnul Florea pe Facebook că doamna este la Viena, în vacanță, și vai, ar fi singurică fără SPP. Domnul din spate, cel în gri, cu rucsac și ochelari specifici acestei meserii, potrivit mai multor surse, ar fi Serviciul de Protecție și Pază în persoană, în spatele doamnei Chioveși. O să vedem mai multe imagini în care s-o mai vedem pe doamna Chioveși când avea oficial protecție, a solicitat să aibă în continuare protecție, trebuie aprobarea CSAT. Am cerut și celor de la SPP să ne spună și ne-au dat surse apropiate conducerii un răspuns de tipul: Serviciul de Protecție și Pază respectă întotdeauna ad literam legea, deci n-au negat. Noi întrebând, este domnul de la SPP, așa cum spun mai multe surse că este SPP și că este alături de doamna Chioveși când doamna este în vacanță, mai mult dacă este plecat din țară, sunt alte proceduri. În legătură directă cu noi, și vorbeam despre asta, domnule Nicolicea, în legătură directă cu noi este ministrul de interne și mulțumesc foarte mult. Am insistat pe două chestiuni, doamnă ministru, să intrați astăzi în legătură directă cu noi. Una este felul în care DNA vă sfida sub conducerea doamnei Chioveși și legată de polițiștii judiciariști pe care doreați să-i retrageți. Ei sunt detașați la DNA Ploiești și participaseră la falsificarea de probe. Dar prima chestiune este, ați primit o solicitare din partea Laurei Codruța Chioveși și ați spus nu, nu se justifică, doamnă ministru. Bună seara, doamna Stoicescu, bună seara și invitațiilor dumneavoastră. M-am uitat și eu acum la imagini. Nu știu cine este persoana de lângă doamna Chioveși, dar ce pot spune cu certitudine este faptul că la Ministerul Afacerilor Interne nu s-a primit până în acest moment nicio solicitare de repartizare a unui aghiotant pentru doamna Chioveși. Din partea Ministerului de Interne, a Jandarmeriei, a Diviziei Speciale care se ocupă cu paza magistraților? La Ministerul de Interne nu s-a înregistrat o astfel de solicitare și când spun Ministerul de Interne, iau în calcul și structurile importante ale Ministerului, cele care, potrivit legii, ar avea și competența să asigure protecția magistratului. Bun. Potrivit legii, în acest moment, văd că domnul Nistor vrea să intervină și intervenim cu toții imediat. Repet, am făcut solicitare. Dumneavoastră, vreau să-mi confirmați, domnul ministru, îl salut și pe Adrian Ursu, care a făcut pe larg acest subiect. CSAT-ul este cel care trebuie să aprobe, odată ce nu mai este pe funcție, să aibă pază SPP, corect? Ca lege, doamnă ministru. Da, a fost o discuție despre acest subiect și tema discuției era tocmai solicitarea transmisă de doamna Chioveși și Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care se cerea aprobarea menținerii asigurării protecției de la Serviciul Protecție și Pază. Cu acea ocazie eu mi-am exprimat poziția, nu am fost de acord cu acea solicitare, bazându-mă evident pe prevederile legale, care nu sunt puține,
și care dau atât jandarmeriei cât și poliției atribuții pentru paza magistraților, chiar și în situația în care acești magistrați se află într-o situație de risc. Și sunt o serie de acte normative, atunci când mi-am exprimat această poziție, eu m-am referit la o bază legală și pot să vă și spun, avem legea 333 din 2003, are un articol 3 alineatul 5, legea 550 din 2004 care privește organizarea și funcționarea jandarmeriei, o ordonanță de urgență din numărul 20 din 2009, o lege 303 din 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, o lege 218 din 2002 privind organizarea poliției române. Deci au fost o serie de acte normative care justificau și atribuiau această competență unor structuri în subordinea ministerului. Deci, așa cum bine puteți vedea, este o bază legală consistentă, da, pe care normal eu am analizat-o la momentul în care mi-am exprimat opțiunea. Și acum mai spun că eu, ca ministru de interne, având în componența ministerului aceste structuri, era firesc, pe de altă parte, să mă poziționez în această direcție, mizând, bineînțeles, pe profesionalismul jandarmilor și al polițiștilor, și nu pe cel al unei structuri, respectiv serviciul de protecție și pază din afara ministerului pe care îl conduc. În CSAT până în acest moment s-a purtat această discuție? Nu s-a purtat această discuție. Am înțeles. Adrian Ursu, ai făcut pe larg și vineri acest subiect. Avem această fotografie, o să o și revedem. În momentul în care am văzut, am vrut să am și confirmarea SPP, de la SPP a venit doar un răspuns criptat pe surse. Noi nu facem decât să respectăm legea ad literam. În acest moment, CSAT potrivit legii este cel care ar trebui să decidă, dar nu s-a discutat încă, ar trebui să decidă dacă doamna Chioveși beneficiază în continuare și în ce condiții, pentru că există condiții contracost și condiții necontracost, adică, dar eu îl văd pe domnul. Dacă această poză e, repet, pusă de domnul Florea, de acum, de la Viena, suntem în situația în care mă întreb ce caută SPP-istul acolo. Putea domnul Pahonțu să-i dea ordin? Nu întreb, doamna ministru, nu poate să-mi spună lucruri care nu țin de conducerea dumnei. Categoric, doamna ministru, sigur că s-a referit la situația legală corectă, și anume, într-o astfel de situație, când expiră condițiile care îți permiteau să beneficiezi de protecție din partea serviciului de pază, poți să apelezi la alte formule. Și doamna ministru a dat foarte corect citatele din legislația care permite jandarmeriei române, Ministerului de Interne, să ofere acest tip de protecție demnitarilor, fie și magistrații. Corect. Mai ales că magistrații au din acel, de acolo trebuie să aibă pază. Da. Pe de altă parte, însă, e limpede că doamna Chioveși refuză să renunțe la acest tip de privilegiu pe care l-a avut atâta vreme. Să nu uităm, domnia sa era obișnuită să umble cu 4 ofițeri de protecție și pază, dovedesc imaginile din timpul weekendurilor cu tentă istorică pe care le-a petrecut fie la Sărmise Getuza, fie la Cetatea Devei, și unde era înconjurat repede 4 ofițeri de pază. Ca urmare, solicitarea pe care a făcut-o și despre care vorbea și doamna ministru către CSAT a fost să-i se păstreze dispozitivul, deși nu mai avea drept. Să se continue. Exact, să se păstreze acest dispozitiv în continuare, chiar dacă nu mai are dreptul. Fără îndoială, asta nu se poate face decât cu aprobarea CSAT. În CSAT, cum știm, nu s-a deciziile discutat. Se iau cu unanimitate. Corect. Dacă există această obiecție absolut întemeiată din partea unuia dintre membrii, respectiv ministrul de interne, evident că ea nu se poate aproba. Și dincolo de asta nu s-a discutat deocamdată. Și atunci eu întreb. Domnul și atunci acela a intervenit o altă cerere, atenție, din partea doamnei Chioveși, se pare, prin intermediul domnului Lazăr, protectorul de ultim moment, după ce a servit-o atâta vreme, acum domnul Lazăr continuă să-și îndeplinească menirea. Se pare că a fost solicitată o protecție care să includă un aghiotan și o mașină cu șofer. Este concesia pe care a făcut-o doamna Chioveși și nu-i așa, renunță la 3 din 5, da. Se mulțumește doar cu 2, dar măcar pe ei, bă, și pe ăștia
dar evident tot de la SPP, pentru că se pare serviciile domnului Pahonțu sunt mult prea folositoare, mai ales că domnul Pahonțu știe multe. Știe multe și despre activitatea doamnei Chioveși. Să nu uităm că ani de zile beneficiind de acest sprijin, probabil rapoartele au inclus și pe unde a mai fost, pe la ce aniversări, pe la ce porți, pe la ce cântări cu Chilian Port. Face parte din fișa postului unui ofițer SPP, deci nu, și nu o spun, nu e nici peiorativ, face parte din fișa postului să raporteze unde a fost cu demnitarul pe care îl, e, nu neapărat, îl păzea. Nu intră în fișa postului. Mă rog. Nu trebuie să-l spioneze pe demnitar. Nu îl spionează, raportează ce a făcut. Nu trebuie să raporteze, nu. Trebuie să raporteze doar dacă îl obligă Pahonțu. Dacă au existat evenimente deosebite în timpul misiunii lui. Apropo de asta, vreau să o întreb pe doamna ministru, dacă mai este în legătură cu noi și dacă mă aude. Vă rog. Doamna ministru, vreau să vă întreb dacă în serviciile pe care jandarmeria ar putea să le ofere pentru protecția demnitarilor este inclusă și însoțirea în concediu în străinătate? Adică cazul din fotografie, de pildă, dacă era cu protecție de la interne, putea să meargă și la extern în vacanță însoțită? Pe pachetul de asigurare a securității magistratului de această dată și luând în calcul că magistratul se afla într-o situație de risc motivată, bineînțeles că în dispozitivul jandarmeriei există și sau poate fi discută și o asemenea măsură. Ce fie muncă, fie concediu. Da. Situația de risc nu ține cont de dacă magistratul este la serviciu. Nu știa liber riscul, am înțeles. Da. Eu tot sunt, Adi, în derută. Deci dacă cere CSAT, n-a apucat să discute și totuși ofițerul SPP, domnul din imagine, este și o însoțește, cine i-a dat? Putea domnul Pahonțu să prelungească așa, pe un termen din prietenie, să zică, hai totuși, du-te. Da. Păi da. Aici voiam să... Poate, domnul Pahonțu un articol undeva. Domnul Pahonțu e stat în stat, un stat mai mititel, nu e chiar cum era Coldea, de exemplu, dar e în zona aia. Pentru că legea spune așa, președinții au pe viață, foști președinți au pe viață, protecție, șefii camerelor au 2 ani, dacă nu mă înșel. Premierul 2 ani sau șefii camerelor 1 an. Pot cere și există o modificare făcută de Ponta, pot cere la, repet, contra cost și șefii de partide și așa mai departe. Doamna Chioveși a cerut CSAT, numai CSAT-ul poate să dea. Domnul n-a plecat, adică nu cred că a plecat. CSAT-ul n-a dat. CSAT-ul s-a opus doamna Dan. Da, s-a opus și doamna Dan, dar nici n-a discutat. Și nici n-a mai discutat dacă s-a opus, că doamna Dan e membru CSAT. De ce nu-mi spune mie SPP? Este corect. Da, de ce nu-mi spune mie SPP-ul când întreb? Că ce caută? De ce îmi spune? Noi respectăm legea. Îmi spun domnii Cintrăși. Pentru că sigur a găsit un articol undeva, într-o lectură proprie a domnului Pahonțu, care le dă posibilitatea să dea acest răspuns. Dar care este un abuz? Oricum ar fi. Vă rog, domnule Nistor, imediat și domnul Nicolicea, mai vreau să o întreb ceva pe doamna ministru imediat după. Vă rog. Deci eu n-am... decât experiență tangențială cu SPP-ul, cele pe care le are și domnul Ciubic aici de față. Am avut ocazia să văd cum funcționează SPP-ul vreme de 2 ani la Palatul Cotroceni. Și știu de pildă că existau situații în care persoane aflate în pericol dintre demnitarii statului sau foștii demnitari al statului, prin, dar nu vă întrebați articolul de lege, că nu știu, prin extensia unui articol de lege, în situații în care aveau informații, puteau interveni cu acordarea protecției. Da, dar trebuia și atunci singurii... o decizie ce da, se da, atent. Avem o problemă, avem o problemă cu la bariera dumneavoastră și vreau să vă întreb, că vreau să aduc și acest subiect în discuție în timp ce le dezbatem pe toate. Doamnă ministru, mi-am propus să vă întreb în această seară dacă până la urmă veți reuși să scoateți cei doi polițiști judiciariști detașați de la dumneavoastră, dar care fără acordul șefului DNA nu pot pleca din DNA Ploiești. Da. Aș începe prin a spune o concluzie, prin a pune de fapt o concluzie proprie pe subiectul acesta.
Eu consider că situația de acolo reprezintă portretizarea anomaliilor din sistem, pentru că, practic, suntem în situația în care pentru Ministerul Afacerilor Interne, pentru oamenii care sunt angajați MEAI și își păstrează acest statut, decid alte instituții. Am expus la momentul respectiv, nu m-am ferit să fac public această situație și să și motivez demersuri pe care le-am făcut, nu odată, ci în două rânduri. Deci am trimis la DNA două solicitări. Știți, vă amintiți, presupun că am cerut procurorului șef să-i pună la dispoziția ministerului pe cei doi comisari de poliție, în baza unei încetări a detașării, care de altfel este o încetare legală. Am primit un răspuns, l-am făcut public la momentul respectiv, nu se poate, pentru că sunt la dispoziția procurorului șef. Ulterior, l-am informat și pe procurorul general despre această situație, care mi-a răspuns în aceeași notă că procurorul șef vede în mod corect lucrurile și am mai spus că îmi pare tare rău că nu le văd în aceeași notă și că eu citesc, zic eu, într-o notă de normalitate acele prevederi legale. Foarte corect ce spuneți dumneavoastră, pentru că dacă cineva pleacă prin detașare dintr-un loc de muncă, la decizia acelui loc de muncă el poate fi retras. Andy, voiai să intervii cu ceva. Surse foarte bine autorizate îmi suflă în cască și îmi spun că doamna Chiove și domnul Lazăr și domnul Pahonțu au pus la cale un mic scenariu în care au fost inventate niște scrisori false de amenințare la adresa ei pentru a putea justifica protecția în continuare. Deci și este o decizie pe care au luat-o Lazăr cu Pahonțu fără CSAT? Toți trei, da, normal. Dar ideea e că au fost inventate niște scrisori false de amenințare. Aici e marea problemă. Deci sunt niște falsuri grosolane. Pe lângă abuzul pe care îl comite domnul Pahonțu încălcând legea, deși el spune că o respectă. Asta în cazul în care acest personaj chiar ofițer SPP. Repet, am întrebat și la SPP. În cazul în care. Da, Adi, te rog. Scrisorile de amenințare cred că sunt foarte folositoare atât pentru a justifica necesitatea continuării prezenței dispozitivului lărgit, atenție, vorbim despre un dispozitiv extins de pază al doamnei Chioveși, cât și pentru a justifica existența locuinței de serviciu de 250 de metri pătrați, un etaj întreg de bloc, pe care doamna Chioveși a ocupat-o atâția ani cu derogare de la lege. Derogarea presupunea exact asta, și anume dovedirea unei amenințări care să nu-i mai permită demnitarului să riște stând în locuința sa personală. Doamna Chioveși, știți că și-a luat dânsul doar a lefi un credit bancar pentru a-și cumpăra un apartament în București, dar acela era insuficient, că n-avea 250 de metri pătrați. Și atunci, pentru a justifica de ce s-a mutat în acel imobil, trebuia să fie menționate amenințările, bănuiesc într-o notă trimisă de SPP către parchetul general. Și răspunsul aș adăuga însă că în momentul când te simți amenințat, nu te duci să te plimbi prin parc. Dar cine s-o amințe pe doamna Chioveși că a fost zeiță? Dacă inventezi, adică măcar nu te duci în parc. Însă, dacă... Și în Olimp, să știi că erau, mai aruncau unii cu fulgere.